Cu radare, dar fără farmacii în sate. Asta e realitatea vremurilor bune. În timp ce guvernarea votează proiecte în domeniul militar, oamenii din satele Moldovei sunt preocupați cu zeci de probleme sociale care le taie din puterea de a aștepta vremuri bune. De exemplu, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă localnicii din comuna Pârlița, raionul Soroca, este lipsa unei farmacii. Însă asta nu e tot. Oamenii trebuie să meargă în centrul raional pentru a-și procura medicamentele necesare cu automobilul personal, iar cei care nu au transport trebuie să prindă mașini de ocazie. Asta deoarece nu este nici microbuz în sat. Acum eu sunt bolnavă, trebuie să mă duc să cumpăr, dar eu nu pot merge. Dacă ar fi în sat, ar fi mai ușor. E imposibil. Da, la Soroca, dar dacă nu găsesc la Soroca, trebuie să dau comandă mai departe. Și e imposibil. E imposibil într-un sat cât de mic, fără farmacie. Știu că nici transport public nu este spre casă la Soroca. Nimic, absolut. Nici o rutieră, nici un autobuz, nu. Nici tranzit. Dăm comandă. Dăm comandă de taxiuri și vin și plătim o mulțime de bani pentru pensionieri, 300 de lei, un drum. E greu. Pentru pensionieri e deosebit de greu. Așa ne ducem la Popotcă. La Popotcă vă duceți? Da. Și cât costă drumul spre Soroca? 20 de lei am, da. 20 de lei dați. Dar e cu risc până la urmă. E cu risc, așa că dacă suntem mai mulți, trebuie să așteptăm și ne-am ceasuri între ei și așteptăm dacă ne trebuie. Trebuie să ne ducem la farmacie, la policlinică. De lipsa farmaciei în sat se plânge și această femeie, care atunci când are nevoie urgentă de vreun medicament, este nevoită să apeleze la vecini sau rude. E greu. Trebuie să rogi pe cineva care treci cu mașina, dacă n-ai copii, trebuie să rogi pe cineva să-i plătești și să-ți cumpere. Pensia dumneavoastră? 2700. Și că vă ajunge așa? Ei, nu-i mai ajunge, că e tata de patru, am primit-o și am o... Mă, dacă mai am ceva, e că am avut o conservă de năhut și am destupat-o și am încălzit-o și am mâncat. Durerea oamenilor însă nu se oprește aici. Până ajunge la stația de așteptare ca să prindă mașinile de ocazie, aceștia șurp picioarele prin gropi și pietre. Asta deoarece în sat nu sunt drumuri asfaltate. Drumurile nu sunt asfaltate? Nu, nu. Ia cât așa pietrele și alea, măi, închipuiți-o cum merg eu să ne aduc o caldare de apă, nici nu aduc o caldare, aduc un ulșor, da. Și cum merg eu pietrele astea într-un pisor. Iată așa, așa merge. Trăim noi oare vremurile bune care ni s-au promis noi? Oi. Eu credeam. Credeam că cândva noi am să ajungem, dacă nu, eu măcar nepoță. Acum eu nu cred. Poate tineretul încă dumneavoastră și alți ca dumneavoastră încă. Poate, poate, dar noi sunt. Da, eu au promis mult, eu promis. Când la alegeri așa de bun și așa te țin pe palmă. Dar pe urmă au uitat, nici nu știu cum îi cheamă. Primarul comunei Pârlița a declarat pentru Canal 5 că lipsa unei farmacii în sat, dar și a transportului public, este din cauza numărului mic de locuitori. Noi am încercat să lucrați cu proiect și astea, dar fiecare lucrează un timp oarecare și face dacă tu n-ai un lux consumator ăsta, cum pentru ce să ținem. Nu e o... Nu e normal. Din partea la transport, nu e o problemă, e spate de ușor. Dacă să angajați un transport, a fost, a activat băietul o lună, a ieșit în minus. Ce ține de drumurile neasfaltate, edilul a declarat că acestea creează probleme doar pe timp de ploaie. Am două satele, ai făcut varianta albă, te din cap în cap. Eu n-am un drum care schimbă în noroi, ori super drumul. Am o lecuță ca ni le-o stâlșit cu ploaia, dar nu nimic. Se liniștește ploaia, noi îl îndreptăm și iar suntem la nivel. În comuna Pârlița locuiesc aproximativ 500 de oameni.